Urmează știrile Anul TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Târgul Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje, Agromalim, și-a deschis astăzi porțile până pe 15 septembrie la Expo Arad. Pe durata celor 4 zile, vizitatorii vor putea asista la demonstrații cu încărcătoare frontale pentru manipularea furajelor și alte activități în fermă. AgroTV este partener media, așa că noi vă vom ține la curent cu transmisii în direct și emisiuni realizate în timpul evenimentului. Agromalim 2019, cel mai important eveniment agricol din vestul României, a adunat și anul acesta sute de expozanți pe o suprafață de 4 hectare. Sunt așteptați încă de la primele ore ale dimineții mii de fermieri care vor să afle noutățile în materie de tehnologie agricolă. 30 de ani de tradiție și prestigiu, 30 de ani de Agromalim. Între 12 și 15 septembrie te așteptăm la Expo Arad să te bucuri de toate bogățiile toamnei, dar să vezi și cum au evoluat lucrurile. Aproape 4 hectare cu mașini, utilaje agricole și tot ce mai e nou în agricultură, industrie alimentară sau zootehnie. Cel mai mare eveniment agricol din vestul României te așteaptă la o ediție aniversară între 12 și 15 septembrie la Expo Arad. Există o zonă din județul Satu Mare în care investitorii din agricultură au mizat pe livezi îngrijite după standarde bio. Prunii și caișii sunt cei mai întâlniți pomi fructiferi, plantări care se datorează studiilor agrochimice extrem de serioase și bine făcute. În minutele următoare vă invit într-o exemplară livadă de pruni, de unde fermierul care o deține ne va prezenta câteva secrete. Ați demarat anumite proiecte europene, bani care vor aduce prosperitate societății pe care pot spune că o administrați. Avem o parcelă de 10 hectare de livadă, din care 7 hectare prun și 3 hectare de cais. Caisul este, cât înflorește cu mult mai repede ca prunul, l-am plantat zona mai înaltă pentru a feri de înghețurile târzii de primăvară. Am văzut că în zonă majoritatea mergeți pe cais, pe prun. E o depresiune. Depresiunea întotdeauna primăvara creează turbulențe și se formează curenții de aer care îngheață. Aici totdeauna trebuie să urmărim caisul, punem pe deal, prunul mai jos înflorește mai târziu. Am încercat cu cultura mărului, dar având în vedere că suntem într-o zonă conjurați de păduri, totdeauna pădurea va genera insecte. Noi vrem să producem 80%, facem cultură ecologică. Și atunci insectele nu le poți combate cu substanțe bio. Sunteți a doua persoană care mizează pe cultura ecologică. Cel puțin până în acest moment, persoane pe care le-am întâlnit, persoane care se ocupă cu pomicultura. Dacă o să gustați fructele noastre, să vedeți, noi nu dăm îngrășăminte deloc. Singura îngrășăminte care e gunoi de graș, care îl achiziționăm de la persoane fizice. Ca să se macereze? Noi, de obicei, ce ați văzut pe câmp este gunoiul adus, deja e macerat, urmează să fie distribuit pe teren și arat în sol. Pentru cei care nu cunosc, ce gunoi se pretează și care ne privesc în acest moment pentru livadă? Depinde gunoiul care se pretează pentru livadă, este în funcție de solul, analizele care îți lipsesc elementele nutritive. Să faci o analiză. Da, nu poți să spui că un gunoi de la vaci sau de la oi sau de la pui sau e mai bun ca alălalt. Că, de exemplu, ăla de la pui are mult azot, fosfor, ăsta alălalt are potasiu și atunci trebuie să-ți reglezi în funcție de studiul agrochimic a terenului. Ambrozia este o buruiană remarcată mai ales pentru alergiile pe care le cauzează, cunoscute în popor sub numele de febra fânului. În România, planta se găsește pe terenurile abandonate, pe marginea drumurilor sau pe malurile râurilor de câmpie și se răspândește foarte repede. De aceea, Senatul României a adoptat încă din 2017 o legislație privind combaterea ambroziei. O plantă cu origini nord-americane, ambrozia și-a făcut simțită prezența în Europa încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Deși era considerată hrana zeilor în mitologia greacă, planta este în realitate o adevărată amenințare pentru agricultură, mediu și sănătate publică. Are un potențial enorm de răspândire, iar statisticile arată că o bună parte din populație este alergică la polenul ei. Astfel, ambrozia poate genera diferite simptome, de la strănuci, înroșirea ochilor, până la astm și chiar șoc anafilactic. Cotele de alertă privind controlul buruienii sunt ridicate pe bună dreptate în țara noastră. Din acest motiv, Senatul a adoptat în urmă cu 2 ani
un act legislativ care introduce planta sub incidența legii. Potrivit celor de la Cotidianul Agricol, strategia de combatere a ambroziei trebuie să înceapă cu împiedicarea plantei de a produce semințe, mai ales în zonele noi invadate. Pe de altă parte, în spațiile cu un grad de infestare foarte ridicat, singura metodă eficientă de combatere a buruienii este erbicidarea. Pentru un randament maxim, se recomandă folosirea erbicidului împreună cu un adjuvant. Trebuie să se țină cont însă și de stadiul buruienii, momentul optim de erbicidare fiind atunci când planta are între 2 și 6 frunze. Sorgul este din ce în ce mai popular printre fermieri. Pentru al doilea an consecutiv, suprafețele de sorg sunt estimate să crească între granițele bătrânului continent. Cereala nu este populară doar în România, ci și la nivelul Uniunii Europene. Care sunt motivele acestei creșteri, dar și cifrele impresionante, le aflați în materialul următor realizat pe baza informațiilor oferite de colegii de la știriagricole.ro. Vremea uscată din Europa de la finele anului trecut și începutul acestui an a afectat culturile de rapiță și de grâu. Din acest motiv, tot mai mulți agricultori au început să se orienteze spre alte plante. Așa a început să se facă din ce în ce mai remarcat sorgul, o cereală cu cerințe de apă scăzute și cultură de primăvară. Majoritatea statelor europene au înregistrat creșteri semnificative în privința producției și rezultatele se văd cu ochiul liber. Lider de piață în această privință este Franța, care a crescut suprafețele de sorg cu până la 20% în ultimul an. Creșterile sunt semnificative și în Europa Centrală, în țări precum Austria sau Ungaria, unde s-au înregistrat evoluții de până la 50%. Producțiile medii ridicate obținute în 2019 și paleta largă de hibrizi disponibil pe piață au făcut din sorg o cultură pe care producătorii o consideră rentabilă. Potrivit datelor publicate de Organizația Interprofesională Europeană a Sorgului, suprafețele cultivate s-au extins semnificativ în Ucraina sau Rusia, dar și în țări din afara Europei, cu precădere în Iran. Este de remarcat faptul că în Europa Centrală și de Est, condițiile meteorologice sunt prielnice pentru dezvoltarea sorgului, în vreme ce în Europa Occidentală, episoadele repetate de secetă și caniculă au afectat potențialul culturilor. Agricultura este mai importantă ca niciodată. Afirmația vine tocmai din Statele Unite, de la Academia Națională de Științe, Inginerie și Medicină. Cercetătorii atrag atenția că producția mondială de alimente trebuie să se dubleze pentru a răspunde nevoilor populației de pe întreaga planetă. Cotidianul Agricol ne arată care sunt cele 5 direcții esențiale pentru agricultură, identificate de oamenii de știință. Statele Unite sunt cei mai importanți producători agricoli la nivel mondial. Sistemul alimentar și agricol american se confruntă însă cu provocări din ce în ce mai mari, datorită creșterii populației la nivel global. În următorul deceniu se preconizează că populația planetei va atinge cifra de 9 miliarde, ceea ce înseamnă automat mai multe guri de hrănit. La această problemă se adaugă și încălzirea globală, care provoacă schimbări climatice semnificative. Din aceste motive, cercetătorii americani încearcă să identifice direcțiile științifice pe care trebuie să se concentreze sectorul agricol și cel alimentar. În acest sens, au fost identificate 5 domenii științifice importante. În primul rând, este esențială înțelegerea interacțiunilor sistemelor pentru găsirea de soluții holistice la provocările alimentare și agricole. Un alt punct important este legat de utilizarea noilor tehnologii ale informației, seturilor de date sau a inteligenței artificiale, dar și a genomicii, pentru a îmbunătăți trăsăturile organismelor. Spre exemplu, moleculele din roșii au fost modificate cu succes pentru un gust mai bun, valoare nutritivă și rezistență la boli. Raportul mai subliniază nevoia de investiții în instrumente, echipamente, instalații și capital uman, care sunt cruciale pentru evoluția sistemului alimentar și a agriculturii. Postul nostru de televiziune a transmis aventura primei femei care traversează România cu tractorul. Inițiatoarea proiectului, jurnalista Patricia Pop, străbate țara pentru a vă arăta cum se văd ulițele satelor, drumurile care leagă localități și ferme, oamenii care știu să muncească cu folos pământul, dar și gastronomia locală. Proiectul România văzută din tractor are 3 etape și vizează cele 3 mari zone agricole ale țării, Bărăganul, Câmpia de Vest și Câmpia Moldovei. Fiecare zonă va constitui o etapă proiectului ce se va derula pe 3 ani consecutivi. E timpul să împărtășim cu dumneavoastră tot ceea ce eu și echipa mea de filmare am surprins, am văzut și am ascultat în vizitele noastre pe la fermieri, în traseul România văzută din tractor. Avem peste 30 de materiale video filmate pentru AgroTV, avem 600 de kilometri parcurși cu
tractorul Arbos 5130 de 140 de cai putere, 22 de zile de traseu pentru a traversa zona de sud a României, doar pentru a vă arăta cum se vede România prin ochii fermierilor noștri. Așadar, vă invit să vedeți, să urmăriți împreună cu noi emisiunea România văzută din tractor. În fiecare vineri de la orele 22. Fiți alături de noi, veți vedea și alte materiale în Jurnal Agricol de Călătorie, canalul de YouTube, unde veți urmări și alte subiecte, altele decât vor fi difuzate la AgroTV. Bucătăria moldovenească cuprinde atât bucate de zi cu zi, cât și preparate specifice de sărbătoare. Cred că ar fi mult mai interesant ca să intrăm în bucătăria unei moldovence, ale cărei talente culinare au fost apreciate și la concursuri televizate, dar și de oaspeții care i-au intrat în pasiunea pe care o deține. A găti moldovenești, în primul rând, trebuie să ai produsele și preparatele de aici, moldovenești. A găti bio înseamnă să iei produsul, să iei carnea, să iei din propria ta curte. Într-adevăr, bucătăria tradițională românească nu implică foarte mult plating. Ea trebuie să aibă gust. Să știți că chiar am avut un schimb așa, nu dur, de replici cu unul dintre șefii de la show-ul culinar și eu le-am spus, domnule, pentru mine primordial este gustul din farfurie și apoi ceea ce văd, că dacă văd și n-are gust, nu are niciun sens mâncarea. Eu nu mai pot mânca. Da, nu am făcut un curs special pentru aceste mâncăruri, însă eu le-am văzut la bunicii mei, le-am văzut la părinții mei, mai mult la mama și la bunica și le-am pus în practică. Da, într-adevăr, mai umblu, mai adaug câte ceva din o actualitate, de exemplu, eu gătesc foarte bine și fructele de mare, ceea ce nu este tradițional, da? Îmi place foarte mult mielul aceaun. Am o rețetă proprie pe care o fac cu untură de porc. Deci mielul aceaun eu fac cu untură de porc. Deci trebuie să pui ceea ce știi mai bine în fața omului și în fiecare farfurie, după cum am spus în nenumărate emisiuni, eu pun și un pic din suflet. În satul Borșa, din județul Cluj, colegii mei au dat peste primul muzeu istoric și etnografic al localității. Muzeul a fost deschis chiar în școala gimnazială din Borșa, la inițiativa directorului instituției, iar sub acoperișul acela se regăsesc obiecte de preț din comunitatea locală. Ca de obicei, AgroTV susține astfel de povești frumoase. În satul Borșa din județul Cluj am întâlnit un om inimos, directorul instituției, care de o bucată de vreme a încercat să creeze primul muzeu al localității, un muzeu istoric și etnografic. Am înțeles înainte de a ne apuca de acest interviu că tot ce vedem aici aparține borșenilor. Face parte din, să zicem, comunitate. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit la noi în sat. Vă primim cu mare drag. Sunteți în mijlocul borșenilor, sunteți în centrul localității noastre și mai precis în școala gimnazială Borșa, la școala gimnazială Borșa, o școală care se dorește a fi sufletul localității noastre. Mă bucur că muzeul nostru prezintă interes pentru noastră și pentru cei care ne trec pragul. Putem spune că este un adevărat muzeu etnografic. Aici găsim obiecte din trecut, obiecte ale țăranilor din această zonă. Putem afla, dacă vizităm acest muzeu, cum trăiau oamenii în trecut, de-a lungul timpului. Sunt piese, am înțeles, din 1700-1800 adunate. Da. Vă spuneam că muzeul nostru cuprinde două părți, muzeul istoric și muzeul etnografic. Fiecare obiect are povestea lui, fiecare obiect are trecutul lui, fiecare obiect a aparținut cuiva și acel cuiva s-ar putea să nici nu mai existe, să nu mai fie în viață și atunci noi am încercat să grupăm aceste obiecte și cu speranța că urmașii noștri, că
viitorul satului se va reîntoarce aici, aici în centrul satului, aici la noi la școală și să se reîntâlnească cu trecutul, cu oamenii dragi, cu părinții și cu bunicii. Orașul Tășnad din nordul țării este renumit pentru apele sale termale cu efecte terapeutice de excepție. Însă, pe lângă bazinele cu apă termală, care constituie principala atracție turistică a stațiunii, în zonă există și alte obiective turistice antropice. Primarul localității este cel care lansează o invitație tuturor celor care vor să petreacă timp în acest loc de vis. Putem să ne lăudăm cu o apă geotermală de foarte bună calitate. Sunt foarte mulți care vin în oraș pentru că s-au convins în cursul anilor că această apă într-adevăr are calități deosebite și an de an revin în orașul nostru. Aproximativ 300.000, 320.000 de turiști vin doar în strandul termal pe care îl deține primăria orașului nostru. Consider că încă circa 30-40.000 de turiști în cursul anului care sunt cazați la hoteluri și mai ales la acele hoteluri care dețin zonă balneară cu piscină și cu tratament propriu. Se dorește dezvoltarea turismului balnear, există în acest sens mai multe legi care au apărut și așteptăm la unele și normele, dar în acest sens, noi, fiind parte și a Asociației Stațiunilor Balneare din România, împreună cu această asociație, ținem legătura în general cu Ministerul Turismului, cu Ministerul Dezvoltării, pentru a putea iniția proiecte care să poată fi finanțate. În aceste condiții, noi, ca localitate, am finalizat și sau suntem în curs de finalizare pentru mai multe studii de fezabilitate, în așa fel încât, în baza acestor studii de fezabilitate, să putem obține finanțări pentru zona turistică a noastră. Pe 14 și 15 septembrie, vinul, muzica și cultura moldovenească se reîntâlnesc la cea de-a doua ediție a Festivalului Vinul Moldovei. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, care reunește toate cramele din Republica Moldova, sub brandul de țară Vinul Moldovei, o legendă vie. Am stat de vorbă cu Ana Drăgulinescu, coordonatorul festivalului, care vine cu mai multe detalii interesante menite să vă convingă că prezența este obligatorie. Este un proiect dedicat vinului, desigur, dar și muzicii și culturii din Republica Moldova. Evenimentul va avea loc ca și anul trecut la Lagos Nagov. Este un cadru natural undeva între pădure și lac, unde tot cei peste 6.000 de participanți s-au simțit extrem de bine. Ca și anul trecut vom avea foarte multe vinuri. În acest an peste 30 de crame și aproape 200 de sortimente diferite. În fiecare seară atmosfera de festival este întregită și de concerte susținute atât de artiști din România cât și din Republica Moldova. Avem pe afiș nume ca Irina Rimes, The Motans, Robin and the Backstabbers, Firma, Mihail, Alex Calancea și Lupi, Timpur Noi și Tara. Biletul cuprinde 10 degustări gratuite și accesul la cele 8 concerte ce se vor desfășura în cele 2 zile de festival. Mai mult decât atât, transportul este gratuit pentru că, desigur, nu încurajăm să veniți cu mașina și să degustați vinurile moldovenești. Vor pleca zilnic autobuzele Wine of Moldova din stația Muzeul Țăranului Român de pe Bulevardul Ion Mihala, începând cu ora 11:30, din 20 în 20 de minute. Mă întrebați ce este nou? Iată că anul acesta va fi un punct de atracție în festival, un covor de mari dimensiuni realizat manual de 12 artiști moldoveni care au lucrat timp de peste 2500 de ore. Vorbim de 130 de metri pătrați de pânză, la care s-au folosit 500 de ace. O plantă ghimpată cu flori galbene, păroase în formă de cupe, care crește din abundență prin păduri. Este vorba despre turița mare. Cercetările moderne au confirmat virtuțile tămăduitoare ale acestei plante, virtuți pe care imediat în Minutul de Sănătate urmează să le prezinte inginerul horticol Petre Biolan. Turița mare, Agrimonea eupatoria.
Turița Mare se întâlnește din zona de câmpie până aproape de munte. Deci de aici, de la București, dacă ne uităm pe calea ferată, vedem până la Ploiești, vedem această Turiță Mare. De la Turița Mare se recoltează toată planta. Eu am venit cu o porțiune, fiindcă era destul de greu să iau o plantă de vreun metru și ceva. Deci se poate recolta toată planta de jos și după aceea fragmentată la 30-40 de centimetri și se pune la uscat. De ce îi zice turiță? Datorită fructificațiilor care se prinde haine ca turița cea mică, care o știe lumea. Este foarte bună contra diabetului, este bună ca diuretic, antiviral, antiinflamatoare, de asemenea este bună în diaree, în viroze, în tulburări circulatorii, contra prostatei, se poate folosi. Modul de folosință este următorul. Se face infuzie din 3 linguri de plantă la 1 litru de apă și acest litru de infuzie se bea în timpul unei zile. Are o contraindicație, cei care au ulcer gastric nu trebuie să bea, deoarece se accentuează boala. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. În continuare, vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, mai coborâte spre 2-3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil la senin, cu înorări temporare după orele amiezii la munte și în regiunile nordice și nord-estice, unde doar cu totul izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vestul Carpaților meridionali și în munții Banatului, iar la cote mai reduse pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade.